Hello și bine ne revedem din nou pe acest canal de YouTube. Sper că începeți super, super în forță 2020. Eu nu, am dormit 20 de minute azi noapte, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă vi se pare că am o energie diferită față de obicei, din cauza asta, nu o luați personal. Cum ziceam și în videoclipul trecut, pentru că eu sunt un om destul de fidel, mi-am păstrat destul de multe și din favoritele din 2018 pe partea de îngrijire. Aici pot să menționez peria rotativă de la Babyliss, pe care credeam sincer că o să o declar decedată în 2019, pentru că peria în sine nu mai era bună, dar m-a salvat Emma, draga de Emma, care mi-a trimis de la Londra niște înlocuitori pentru peria, aparent se găsesc separat de cumpărat la ei, la noi nu am văzut să fie, nu știam de treaba asta, dar iată că m-a salvat și nu a trebuit să cumpăr altă perie și mă bucur foarte, foarte mult, pentru că sunt mulțumită de ea per total, doar perile în sine erau problema. Așa că dacă aveți și voi o perie rotativă de la Babyliss și vi se pare că au apărut probleme cu firele, practic, care vă agață părul, vă recomand să vă uitați pe site-urile din străinătate și poate găsiți ceva care livrează și la noi. Tot de anul trecut, pe partea de skincare, păstrez și voi păstra și în 2020 acidul hialuronic de la The Ordinary. De asemenea, cremele cu SPF de la Supergoop, de fapt, crema și spray-ul, mai ales pe timp de vară, spray-ul cu SPF 50 mi s-a părut cel mai bun prieten, pentru că îl țineam cu mine în geantă și puteam să reaplic pe parcursul zilei, chiar dacă purtam machiaj. Și balsamurile de la Lanolips, care nu lipsesc de nicăieri. Mi se pare că e un balsam foarte, foarte hrănitor, mai ales de când port aparatul dentar și buzele mi se usucă mai mult. A fost nelipsit și îmi place să-l încorporez și în machiaj, nu doar să-l port dacă vreau să port balsam de buze sau dacă am nevoie, în sensul că folosesc, de exemplu, un creion de buze să fac conturul și să-l pierd așa ușor către centru, după care aplic balsamul și mi se pare că dă un efect așa de buze mai pline, mai voluptoase, fără să faci foarte multe lucruri și ține și efectul destul de mult. Bun, acum să trecem și la descoperirile lui 2019. Dacă în celălalt videoclip vorbeam de gama de la Biolage cea roz, e bine, în 2019 am descoperit ceva care mi-a schimbat lumea mie personal. Eu sufăr de dermatită seboreică, dacă nu știți ce asta, vreți să știți mai multe, am videoclip separat cu toată experiența mea, dar la dermatită seboreică, practic, ai un fel de mătreață foarte, foarte urâtă și care este destul de greu de tratat. Așa că toate tratamentele pe care le găsisem eu până în punctul acesta, care ajutau scalpul să se mai calmeze, uscau foarte, foarte mult părul pe lungime și din cauza asta și culoarea se ducea mai repede și per total pierdeam pe o parte, câștigam pe alta, dar în orice caz nu era ideal. Și a apărut gama asta și la noi. Eu așteptam oricum de mult să o aducă, știam că era în afară, eram tare curioasă cum va fi. Și când a venit, am pus-o direct la treabă, se numește Rebalance. Este gama verde, se găsește pe EMAG, eu cel puțin de acolo o cumpăr, sigur mai sunt și pe alte site-uri produsele lor. Nu știu să vă zic acum exact, nu pot să zic că am reținut vreun site, dar EMAG sigur, sigur le are și de multe ori le bagă și la reducere. Mie îmi lipsește de aici balsamul. Balsamul nu mi s-a părut neapărat cel mai cel. După ce l-am terminat, nu l-am recumpărat. În schimb, am recumpărat șamponul și tratamentul acesta. Teoretic, ele se folosesc împreună. Tratamentul este ca un ulei. De fapt, este un ulei. Se aplică pe scalp cu părul umezit înainte, se masează bine de tot, se lasă un pic să acționeze, după care vii cu șamponul peste, se masează și acesta ca să dizolvi uleiul, se face spumă și la fel, lași să acționeze, clătești și, mă rog, dacă mai ai nevoie, aplici un balsam, o mască, un ceva. De ce îmi plac mie atât de mult și o să le las acum din mână, că pare ciudat să vorbesc așa cu ele, este faptul că îmi tratează dermatita, îmi țin sub control toate cojile, mai am uneori probleme, nu știu acum dacă se vede ceva, mai am uneori probleme în zona asta, culmea, unde se și vede cel mai tare, dar la mine cel puțin aici se localizează de cele mai multe ori crizele de dermatită, dar cu aceste două produse reușesc să calmez destul de repede pielea și asta fără să-mi usuce lungimile, lucru care mă încântă foarte tare. Șamponul în sine este fără sulfați, dar face spumă ușor, cel puțin în cazul meu, se îndepărtează ușor de pe păr. Nu am întotdeauna timp, să vă zic sincer, să le folosesc concomitent, așa că uneori când sunt pe fugă, apelez doar la șampon și își face și el destul de bine treaba singur, dar dacă vreți rezultate complete și vreți să încercați, atunci vă recomand gama așa completă. În 2018 mă semi-hotărâsem eu așa să merg iar la dermatolog să văd dacă e cazul de roacutan, pentru că se înrăutățise foarte mult, mai ales zona asta a feței mele. Aveam chisturi foarte mari, foarte dureroase, multe, începuseră să coboare și pe gât, se văd încă cicatricile, cel mai probabil, și nu știam ce să-i mai fac. Nu schimbasem nimic la rutină, nu schimbasem nimic la mâncare, nu știam ce se întâmplă, dar iată că 2019 a venit așa cu vești bune pentru mine, cu
nu știu, cu o schimbare. Eu nu am făcut nimic dramatic, nu am schimbat din rutina mea de îngrijire mare lucru, adică am mers pe aceleași principii, acid salicilic, retinol, hidratare, SPF și o demachiere foarte, foarte bună. Cu toate astea, tenul meu cumva s-a calmat, a început să fie din ce în ce mai curat, am început să am din ce în ce mai rar acnee, chisturi dureroase nu mai zic, cred că tot anul 2019, nu știu, am avut să le număr pe degetele de la o mână, ceea ce e foarte puțin pentru mine. Și, pe total, sunt foarte mulțumită de evoluția lui, sunt mulțumită de direcția în care merge tenul meu. Sper să o țină tot așa și să nu mă întorc de unde am pornit. Așadar, am renunțat, cel puțin pe moment, la ideea de Roacutan și sper să nici nu mai aud, sincer, de acest tratament. Să nu mai fie nevoie de el și să pot să țin totul în frâu doar așa dintr-o alimentație mai sănătoasă, din rutină, din ce fac în momentul de față. Și dacă vreți să vedeți ce fac în momentul de față, că trebuia să ajung și aici, am un videoclip special în care vorbesc strict de partea asta de îngrijirea tenului și ce schimbare am mai făcut și ce cred eu că a contribuit la toată treaba asta. Și am și două produse pe care le-am descoperit în 2019, care mă ajută. Avem o dată crema asta hidratantă de la CeraVe, Facial Moisturizing Lotion, teoretic e pentru un ten normal spre uscat, al meu fiind mix spre gras, dar mie mi se pare că ne înțelegem foarte bine. Este lejeră, îmi oferă hidratarea de care am nevoie, are ingrediente super, super bune și o folosesc întotdeauna împreună cu acidul hialuronic dimineața. Iar a doua cremă pe care am început să o folosesc în 2019 mai cu seamă este de la Dr. Jart, se numește Cicaper. Dacă urmăriți pe Iguanița, atunci sigur, sigur, sigur ați auzit de această cremă și poate chiar o folosiți. Este o cremă cu o tentă verzuie. Este ciudățică e așa la textură pentru că este mai grasă, este destul de greu de întins. Nu e o cremă pe care eu o folosesc în fiecare zi pentru că nu simt nevoia și nu îmi place neapărat felul în care se aplică întotdeauna, dar cu tenta asta e verzuie, neutralizează foarte bine roșața pielii. Așa că dacă am o perioadă în care am pielea mai roșie, fie că e mai inflamată, poate am exagerat un pic cu retinolul sau oricare alte cazuri pentru că hormonii fac ce vor, atunci apelez cu brio la ea și dacă nu vreau nici să-mi forțez tenul foarte tare, o aplic doar pe ea niște pudră și that's it. Pentru că în momentul în care o aplici pe piele, tenta asta verzuie devine o nuanță asemănătoare pielii tale și, nu știu, dispare toată roșața, arată foarte, foarte bine tenul cu ea, dar, cum spuneam, este o cremă mai grasă, așa că evit să o folosesc dacă nu am nevoie. Ultimul lucru pe partea de îngrijire sunt unghiile cu gel Biosculpture. Cred că merg deja de vreo 2 ani la Roxana să-mi fac aceste unghii cu gel. Mie îmi plac foarte, foarte tare în primul rând pentru că îmi îngrijesc unghiile. Unghiile mele de la mama natură sunt foarte fragile, se exfoliază, se rup, toate cele. Dar de când am gelul acesta și când dă Rox gelul jos să-mi pun alt strat sau să luăm o pauză, ele încă sunt puternice, sunt lungi, cum nu le-am avut eu niciodată. Așa că din punctul ăsta de vedere, pentru mine Biosculpture este un gel cu mult peste celelalte geluri și m-am bucurat foarte, foarte tare să-l redescopăr pentru că mai avusese manicuri făcute cu Biosculpture pe la începuturile mele în blogging și știu că aveam niște articole, dar după, nu știu ce s-a întâmplat, mă rog, îmi plăcea mie oricum prea mult să-mi fac acasă și am renunțat pe parcurs, dar Roxana mi-a retrezit această pasiune și vreau să-i mulțumesc cu această ocazie, că știu că se va uita la videoclip. Te pup! Pe partea de experiențe, cum am vorbit și în vlogul ieri, terapia a fost o schimbare foarte mare în 2019 pentru mine și nu am cum să nu o includ între favoritele anului. M-a ajutat extrem de tare să rezolv niște lucruri de care știam, să rezolv niște lucruri de care nu știam, să descoper niște lucruri care trebuie rezolvate. Per total, nu știu, i-aș recomanda oricui are posibilitatea să încerce măcar o perioadă terapia pentru că e un ajutor. Și e un ajutor binevenit. Este greu, într-adevăr, să găsești terapeutul cu care să te potrivești și cu care să fii pe aceeași lungime de undă. Eu cred că am avut și noroc, dar cred că merită încercat și cred că poate aduce un adaos destul de mare calității vieții cuiva. Așa că eu o să continui să merg și în 2020 și ne vom auzi anul viitor, probabil cu impresii și de anul acesta. Mergând mai departe către experiențe și către alte favorite ale anului 2019, Noua Zeelandă este, fără doar și poate, momentul meu favorit din tot anul acesta. A fost luna noastră de miere, au fost aproape 3 săptămâni superbe, pline de experiențe frumoase. Am cunoscut acolo niște super oameni, nu știu, lucruri la care nu visam niciodată, am văzut niște super peisaje.
toată experiența în sine ne-a lăsat, nu știu, cu un zâmbet mare, mare, mare pe buze și dacă aveți vreodată posibilitatea să ajungeți în această țară foarte îndepărtată de altfel și scumpă, vă recomand din tot sufletul asta. Noi am zis că dacă nu ajungem cu ocazia lunii noastre de miere, nu o să ajungem cel mai probabil cu nicio altă ocazie, pentru că fiind atât de departe și de scump, nu prea justificam toată treaba asta, dar e incredibil. Este o țară incredibilă cum nu am mai văzut niciodată. M-am tot plimbat și eu la viața mea, m-am tot izbit și eu de diverse culturi, dar nu mă așteptam să văd niște oameni așa de joviali, de sociabili, de săritori, cu atâta grijă față de natură, cu atâta grijă față de comunitatea în care trăiesc. Pur și simplu m-au impresionat din toate punctele de vedere. Încercam să mă gândesc la lucruri negative și la ceva ce nu mi-a plăcut acolo și, nu știu, toate lucrurile faine din această experiență umbresc cu mult, cu mult micile neajunsuri de care poate ne-am izbit acolo. E super și dacă ar fi o țară pe care să o aleg în care să ne mutăm mâine, cu siguranță ar fi Noua Zeelandă. Din păcate e cam greu să emigreze acolo, dar e de trecut pe listă, credeți-mă, e de trecut pe listă. O țară ceva mai apropiată și mai accesibilă nouă este și Grecia. Știu că mai toți românii au fost în Grecia la un moment dat. Ei bine, au fost pentru prima dată anul trecut. Și aveam niște așteptări destul de joase, să vă spun sincer. În schimb, m-a impresionat plăcut. Mi se pare că e o Noua Zeelandă la o scară mult mai mică, dar au fost zone care mi-au amintit așa de peisajele din Noua Zeelandă, mai ales cu apa, mai ales cu dealurile lor înverzite, așa că asta mi-a plăcut foarte, foarte tare. Am făcut și snorkeling, am descoperit și o nouă pasiune și anume stand-up paddleboard și din fericire am primit și noi de Crăciun unul, așa că abia așteptăm să vină vara, să mergem pe lacuri și pe mări cu paddleboardul nostru și să vâslim și să ne plimbăm departe. A fost o experiență super fun pentru că am fost cu toată gașca de prieteni și ne-am distrat și n-am stat locului și ce să mai... Foarte, foarte fain, printre favorite cu siguranță. La fel și Electric Castle, de altfel. Câteva zile super intense, muzică, voie bună, oameni noi, foarte agitat de altfel. Adică după cele câteva zile la Electric și la Cluj ne-am întors mega obosiți. Nu pot să zic neapărat că a fost o vacanță, dar abia așteptăm și anul acesta să mergem din nou. Așadar, aș zice că ne-a plăcut puțin acolo. Și ultimul lucru, probabil și cel mai important și cel mai mare favorit pe 2019, este faptul că Nova, micuța Nova, a intrat în familia noastră. Toate nopțile alea nedormite în care trebuia să mă trezesc să-i dau cu biberonul, toate zilele în care nu puteam ieși din casă și trebuia să refuzăm invitații de la prieteni ca să stăm cu ea, să o supraveghem, să o hrănim la câteva ore și să ne asigurăm că totul este ok, au trecut de abia mi le mai amintesc, pentru că este o ființă așa de drăguță cu toate nebunile ei, pentru că nu e o pisică liniștită, absolut deloc, și face multe năzdrăvănii și prostii, multe, multe, multe. Deci dacă eu în viața mea am avut până acum noroc de animale super cuminți și ascultătoare, ea a venit să echilibreze totul. S-a concentrat totul într-un animăluț atât de mic, dar am o iubire pentru ea cum nu pot să descriu și sunt super bucuroasă că a ajuns în viața noastră acest animăluț, care acum doarme pe jos, aici. Și cu asta cred că pot încheia favoritele anului 2019. A fost plin de momente frumoase, de experiențe superbe, de excursii faine. Sper ca și 2020 să fie cel puțin la fel, sincer. Și sper ca și 2020 al vostru să fie cel puțin la fel de frumos. Mulțumesc mult că ați vizionat și acest videoclip și ne vedem cu unul nou data viitoare. Pup, pup! Pa!